Ștefan îl ia la rost pe Marius. Încerci să înțepi și printr-un râs. Aleina intervine prompt și încearcă să aplaneze un posibil conflict între cei doi rivali. În casa iubirii, Ștefan îl pune la zid pe Marius. Mai râzi mult de tot ce zic eu. Mă enervez rău de tot. Iată ce și-au spus cei doi rivali și cum a reacționat Aleina. Concurenții din Casa Iubirii au parte în fiecare ediție de noi provocări, de momente de senzație trăite la intensitate maximă alături de jumătatea aleasă, dar și de multe răsturnări uitoare de situație sau tensiuni aprigeiscate din gelozie sau mici invidii. De când a intrat în Casa Iubirii, Marius a mărturisit că o admira pe Aleina în ciuda faptului că aceasta se află deja într-o cunoaștere cu Ștefan. Motiv pentru care de câteva zile încoace au apărut tensiuni între cei doi rivali. Ștefan îl pune la zid pe Marius. Mai râzi mult de tot ce zic eu. Mă enervez rău de tot în ediția din 6 martie 2024, în Casa Iubirii a predominat o atmosferă romantică, însă pe alocuri s-au iscat și câteva situații tensionate în tabăra băieților. Aflat în vizită în casa băieților, Aleina s-a așezat lângă Ștefan, cel pe care a mărturisit în fața tuturor că și-l dorește că partener și să formeze un cuplu, în ciuda faptului că mulți dintre colegii lor s-au îndoit de intențiile lor de a forma o relație serioasă în cadrul show-ului, de curând. Aleina a dat cărțile pe față și a dezvăluit în fața tuturor că are sentimente pentru Ștefan și că își dorește o relație serioasă alături de el. Însă ceea ce a determinat-o să mai tatoneze lucrurile a fost atitudinea lui mult prea copileroasă. Astăzi, Ștefan a răbufnit din nou în casa băieților, după ce Marius a ras de afirmațiile lui. Tânărul i-a reproșat rivalului sau că i-a înras tot ceea ce el spune, în prezența aleinei, pentru a-l pune într-o lumină proastă. Pe de altă parte, concurența a încercat să aplaneze tensiunile iscate între cei doi, iar Ștefan a condus-o spre ușa pentru a-și lua rămas bun. Ștefan, mai râzi mult de tot ce zic eu. Pe bune, că mă enervezi grav rău de tot. Marius, spune ce făceam. Doamne ferește, Ștefan, el a tăcut și din târâi odată a început să razi. Nu te aud. Patrick, îi se par amuzante răspunsurile tale, Ștefan, tu n-ai ras în momentul ăla, doar el era Marius, ce vrei să fac dacă? Tu ai spus acum, o contează doar ce e în capul ei, n-am voie să rad, am zis eu ceva. N-am zis nimic. De ce te ați atât? Iar te aci, Aleina, asta încerc și eu să-i zic dacă se supără de la măsurat de înălțime. S-a supărat, Ștefan, nu m-am supărat. Eu îți iau apărarea.